dispoziție la articolul 133 al neatul 1 litera, articolul 134 al neatul 1 litera, articolul 196 al neatul 1 litera B, din nou G157/2019, în totalitate, care este dispoziție primar comune de la numărul 73 din 6, de la activitatea de procesă ordinară de astăzi. Din totalul funcții, 11 consilieri locali, 1, după cum bine știți, a demisionat, rămân 10, dintre care 2 care s-au anunțat să nu pot să participe la ședință. Deci sunt prezenți 8 consilieri. Deci, cum s-a făcut să înceapă lucrurile. Având în vedere prevederea actului 38 al 2010, din codul administrativ, vă rugăm să puneți spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci procesul verbal a fost adoptat în anumitate de bună. Acum rog pe domnul președinte Moise să preia conducerea lucrurilor de ședințe de astăzi. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Pentru citirea ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Macadam Bogdan Adrian și declararea ca vacantă a locului acesta în Consiliul Local al Comunei Ardeal. Inițiator Victor Deacon, primar. Proiect de hotărâre este în inspecție de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care au discutat sunt cele 3 comisii. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeal, județul Bacău, pentru anul 2023. Inițiator primar Victor Deacona. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care avizează, Comisia 2. Proiectul de hotărâre asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Ardeal, adoptat în anul 2022. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia 2. Proiect de hotărâre privind priorități obiective, plan de acțiuni privind dezvoltarea economică-socială, anul 2023. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează sunt cele 3 comisii. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării statutului Comunii Ardeoan pentru anul 2023, inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează sunt cele 3 comisii. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operare instalației numărul 1078/1087 din 16.04.2018, încheiat cu SCE Consul de SAC, inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care avizează sunt cele 3 comisii. 7 la diverse, dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi, da. Proiecte de hotărâre privind aprobarea proiectului fază DTAC și al devizului general în vederea executării lucrărilor de reabilitare și modernizare pod în Comuna Ardeal, județul Bacău, inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia 2. 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar, școala gimnazială numărul 1 Ardeal, Comuna Ardeal, județul Bacău. Inițiator primar Victor Deacon, proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia care vizează, Comisia 3. Întrebări la ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Macadam Bogdan Adrian și declararea ca vacant al locului acesteia în Consiliul Local al Comunei Ardeal. Comisiile care avizează, Comisia 1, aviz favorabil, Comisia 2, domnul Pădurar Neos, favorabil. Comisia 3, domnul Deacon Nicolae, aviz favorabil. Domnul secretar a prezentat raportul de specialitate. Dacă dorește cineva să ia cuvântul?
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abține. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeal, Județul Bacău, pentru anul 2023. Aviz Comisia 2, domnul Pătrar Remus. Aviz favorabil. Domnul secretar a prezentat raportul de specialitate. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârii Consiliului Local al Comunei Ardeal, adoptate în anul 2022. Aviz Comisia 2, domnul Pătrar Remus. Aviz favorabil. Domnul secretar a avut cuvântul. Dacă dorește altcineva să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abține. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind priorități, obiective, plan de acțiuni privind dezvoltarea economică-socială anul 2023. Avizii. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2, domnul Pădurar Remus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Deacon Nicolae. Aviz favorabil. Domnul secretar a prezentat raportul de specialitate, s-a discutat în comisie. Dacă dorește altcineva să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării statutului Comunei Ardeal pentru anul 2023. Avizii. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2, domnul Pădurarul Remus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Deacon Nicolae. Favorabil. Domnul secretar a prezentat în comisie raportul de specialitate. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Se trece la ultimul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operare în instalații numărul 1078/1087 din 16.04.2018, încheiat cu SCE COSUD SA. Avizii. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Domnul Pădurar Remus. Aviz favorabil. Comisia 3. Domnul Deacon Nicolae. Aviz favorabil. Domnul Vice Primar a discutat în comisie raportul de specialitate. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului fază DTAC și a devizului general în vederea executării lucrărilor de reabilitare și modernizare pod în Comuna Ardeal, Județul Bacău. Aviz Comisia 2, domnul Pădurar Remus. Doamna Ghira Simescu s-a discutat în comisie raportul cu specialitate. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar, Școala Gimnazială numărul 1 Ardeal, Comuna Ardeal, Județul Bacău. Aviz Comisia 3, domnul Deaconul Nicolae. Aici favorabil. Doamna Gherasimescu Luminița a prezentat raportul de specialitate în comisie. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. La diverse, dacă dorește cineva să se înscrie la cuvânt. Fiind epuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței.